toți au luptat cu asupra de măsură. La faimoși! Am vorbit așa înainte de joc. Zani și Jador au avut energie, au adus fiecare câte două puncte. Aduci și Ștefania Moroșanu, DJ. Foarte important și vreau să vorbim un pic despre această victorie. Jorge, da. Cum vezi tu victoria asta a voastră? Ce a făcut diferența? Vă zic sincer ce a făcut diferența. Data trecută, în momentul în care... Eu vorbesc despre mine acum. În viața mea, de fiecare dată când am fost arogant, viața mi-a tras o palmă și m-a trimis cu picioarele pe pământ. Le-am spus data trecută, sunteți aroganți cu Manita asta voastră, cu 5-0. Acum sunteți la Gioco Manita, ca să știți. Este 3-2 și aroganța voastră v-a costat. Și eu îmi doresc să ne păstrăm smerenia și asta am rugat toată echipa, să ne bucurăm în interior și să mergem mai departe. Bravo echipa, bravo faimoșii! Bun, războinicii! Iancule, deschid cu tine o discuție, Iancu. Frustrare, nemulțumire, cum e? Care-i starea de spirit pentru tine acum, Iancule? La tine mă gândesc. Domnul Dan, e normal, pentru că am pierdut. Cel puțin eu mă simt frustrat, cred că și echipa mea, că imposibil din moment ce am pierdut să nu ne simțim așa. Pentru că știam că putem face mai mult, dar din păcate pentru noi au câștigat faimoșii astăzi, au câștigat pe merit, de asta i-am și aplaudat. Au fost mai bune astăzi. Mă și bucur că o să mănânce și ei, pentru că și noi am mâncat. Ăsta e jocul, pierdem, câștigăm. Dar eu nu înțeleg astea. Cum zice Jorge, că zice că noi suntem aroganți. Bă, frate, din partea voastră vin foarte multe răutăți, foarte multe aroganțe. Chiar nu ai avut dreptate deloc, Jorge, în ceea ce ai declarat. Noi suntem bine. Ați văzut cum am pierdut noi cu fruntea sus și așa o să pierdem de acum încolo, dacă o să mai pierdem. Bravo! Bravo, Andrei! Ați pierdut 10-4, să ai ceva de spus și tu. Măi, am pierdut și asta nu este o mare problemă. Este normal să mai și pierdem. Ceea ce vreau eu să spun este în felul următor. Noi războinici suntem simpli, dar și noi avem carierele noastre și ceea ce facem noi. Dar unii oameni din partea faimoșilor, doar unii, nu toți, doar unii, încearcă cu orice preț să-și păstreze imaginea și cariera. Cine, Andrei? O spun așa, Jorge, Jador și Cătălin, care uneori este coleric, atunci când a pus mâna pe mine, n-am înțeles de ce. Ca luptător să pui mâna pe mine, eu n-aș pune mâna pe nimeni, pe niciun bărbat. Nu instig la violență sau așa mai departe. Dar Jorge, când trece pe lângă noi, trece arogant, superior, s-a luat de fiecare dată, îmi spune câte ceva, nu înțeleg, încearcă să mă instige, să mă provoace. Stai să termin. Tu nu ai cum, nu ai cum niciodată. De când am început concursul ăsta, tu ai eu n-am zis nimic, oamenii de acasă văd. Oamenii de acasă văd. La fiecare coechipier de-al meu a început și ai urlat. Oamenii mei sunt martori și războiul faimoșii sunt martori. Andrei, e sinta mea, te-am simțit din prima. Tu poți să faci orice vrei cu mine. Tu n-ai cum. Moro. Moro, două puncte azi, însă și o mână. Două puncte și o mână, un tackling. Cum a fost? Da, până la urmă, este survivor aici. Dacă ne supărăm că ne-am atins puțin pe mânuțe, pe piciorușe, atunci duceți-vă acasă și apucați-vă de make-up, să dea de altceva. Bine! Ok, suntem, domnul Dan, ne mai enervăm pe traseu. Eu sunt sigur că se mai întâmplă. E una să pun mâna pe cineva, se mai întâmplă, ne mai împingem. Asta este, this is the game. Păi asta înseamnă sentimente. Un carosel de emoții. Asta e, așa că cer scuze. Nu, nu fac că nimic, am doar așa puțin. Dacă îmi păstram imaginea, nu mă luam de dar tine. De ce tot vii? De ce încerci să faci chestia asta? Deci un om slab, când vrea să epateze, vine spre tine. Nu trebuie să vii, nu trebuie să ne ameninzi, că nu faci. Două facultăți și un master. Mai ușor cu papagalul. Mergem mai departe spre recompensa de astăzi. Recompensa de azi, coșul cu fructe și legume. Merge la faimoși, chiar acum. Papa! Foarte bun. Ștefi, tu ai adus ultimul punct. Vino, te rog. Bravo, Ștef! Faimoși, sunt grele, da. Faimoși, trebuie să învățați să împărțiți și asta vă va uni cu siguranță.